Înainte ca videoclipul să înceapă, aș dori să le mulțumesc membrilor Vladislav, Kanekiov, Roxy FF și Ștef pe zonă. Vă mulțumesc! Ascultare plăcută! Dacă ești în armat și ești la metroul din Glenmont, te rog să mă împuști, trage în cap, împușcă-mă în tâmplă, țintind ușor în jos. Vreau ca glonțul să parcurgă cea mai scurtă distanță posibilă prin creierul meu, înainte de a-mi lovi ipocampul. Dacă sunt norocos, senzația împușcăturii care îmi va străpunge craniul va dura doar câteva decenii, oricât de îngrozitor ar suna, îmi vei face o mare favoare. Moartea prin împușcare în cap, cât mai curând posibil, este mult mai bună decât alternativa. Calvarul meu a început în urmă cu peste 10.000 de ani, la ora 10 și 15 în această dimineață. Câștig bani în plus participând la teste de medicamente, sunt un așa numit subiect sănătos, care ia medicamente experimentale pentru a ajuta la evaluarea efectelor secundare. Odată a fost vorba de un medicament pentru rinichi, de câteva ori a fost ceva pentru tensiunea arterială sau colesterol. În această dimineață mi-au spus că medicamentul pe care l-am luat era o substanță psihoactivă menită să accelereze funcția creierului. Niciunul dintre medicamentele pe care le testasem până acum nu mi-a făcut vreodată ceva, în sens recreațional. Cu alte cuvinte, niciunul dintre drogurile pe care le-am testat nu mi-a dat un baz ucigător, nu m-a înmuiat sau altceva. Poate că am ajuns întotdeauna în grupul placebo, dar nimic din ce am testat nu m-a afectat deloc. Medicamentul de azi a fost diferit. Rahatul ăsta a funcționat. Mi-au dat o pastilă la 10 și 15 minute și mi-au spus să stau în sala de așteptare până când mă cheamă pentru niște teste. Doar vreo 30 de minute, mi-a spus asistentul de cercetare. M-am trântit pe canapeaua din sala de așteptare și am citit câteva articole dintr-un exemplar din Psychology Today, care stătea pe măsuța de cafea. Nu m-a chemat să înapoi când am terminat, așa că am luat un US News și l-am citit de la un cap la altul. Apoi am citit un vechi Scientific American. De ce le lua atât de mult timp? Mi-am întors capul încet să mă uit la ceasul de perete. Era doar 10:23 dimineața. Citisem toate cele trei reviste în 9 minute. Îmi amintesc că m-am gândit că va fi o zi lungă și am avut dreptate. În sala de așteptare era un mic raft cu câteva cărți cu coperți tari folosite. Când m-a ridicat pentru a merge la raftul cu cărți, am simțit că picioarele mele abia dacă mai funcționau. Nu că ar fi fost slabe, erau doar lente. În sala de așteptare era un mic raft cu câteva cărți cu coperți tari folosite. Când m-am ridicat pentru a merge la raftul cu cărți, am simțit că picioarele mele abia dacă mai funcționau. Nu că ar fi fost slabe, erau doar lente. Mi-a luat un minut întreg doar ca să mă ridic de pe canapea și încă un minut ca să fac doi pași până la bibliotecă. Am scanat cărțile vechi de pe raft și am ales un exemplar din Moby Dick. Brațele mele aveau aceleași probleme ca și picioarele. Doar să întind un picior în fața mea pentru a apuca cartea a durat foarte mult timp. De fapt, m-am plictisit doar așteptând ca mâna mea să ajungă la coloana vertebrală a cărții. M-am târât înapoi spre canapea și m-am prăbușit pe ea într-o cădere cu încetinitorul, când mi-am amintit de salturile cu gravitație redusă ale astronauților de pe lună. Am deschis Moby Dick, încet, și am început să citesc. Am început cu Call Me Ismail și am ajuns până la Hub, care își aruncă pipa în mare, adică până la nenorocitul de capitol 30, înainte să mă cheme înapoi. Domnule, cum vă simțiți? M-a întrebat asistentul de cercetare. Mă simt încet, am spus. De fapt, e invers. Totul pare lent, pentru că ești atât de rapid. Dar picioarele mele, brațele mele, se mișcă cu încetinitorul. Corpul tău pare că se mișcă încet, pentru că creierul tău este rapid. Creierul tău funcționează de 10 sau de 20 de ori mai repede decât în mod normal. Gândești și percepi realitatea într-un ritm accelerat, dar corpul tău este încă constrâns în legile biomecanicii. Sincer, te miști mult mai repede decât o persoană normală. A pantominat ea o mișcare de jogging, dar creierul tău aleargă atât de repede acum, încât chiar și mersul tău rapid ți se pare foarte lent. M-am gândit la căderea mea cu încetinitorul pe canapeaua din sala de așteptare. Chiar dacă mușchii mei ar fi încetinit, corpul meu tot ar fi reacționat la gravitație în același mod. Dar în sala de așteptare, chiar am căzut cu încetinitorul. Mușchii lens nu puteau explica de ce gravitația părea mai slabă. Creierul meu mergea cu viteza de 10, așa că am reușit să citesc 3 reviste și primele 30 de capitole din Moby Dick.
În 15 minute mi-au făcut o serie de teste. Testele fizice au fost amuzante. M-au pus să jonglez cu 3 mingi, apoi 4, apoi 6. Nu am avut nicio problemă în a ține 6 mingi în aer, pentru că păreau să se miște foarte încet. A fost plictisitor, sincer, să aștept ca fiecare minge să se deplaseze prin arcul său, astfel încât să o pot prinde cu mâinile mele cu încetinitorul și să o arunc înapoi în aer. Ei le aruncau în aer și eu le prindeam ca bețișoarele. Au aruncat un pumn de monede și am numărat valoarea totală înainte ca aceasta să atingă pământul. Testele cognitive au fost mai puțin amuzante, dar foarte lămuritoare. Termin o căutare de cuvinte de 50 de cuvinte, 3 secunde. Rezolvați un labirint complicat desenat pe o hârtie de mărimea unui poster, 2 secunde. Să vizionez o prezentare de diapozitive proiectată la 10 imagini pe secundă și să răspund la întrebări detaliate despre ceea ce am văzut, 95% corect. Mi-au spus că am măsurat peste 250 pe scara Knopf. Aparent, asta se afla atânc în gama supraomenească a vitezei de gândire. Apoi m-au trimis acasă. Va trece în câteva ore, mi-au spus, care ți se vor părea zile întregi. Încearcă să folosești efectele reziduale pentru a lucra. Pune-te la curent cu e-mailurile de la serviciu, cât timp ești încă în modul de mare viteză. Drumul spre casă a fost oribil. Era la doar 3 stații de metrou și, în timp real, a durat doar 35 de minute, dar în hipertimpul meu accelerat de droguri, mi s-au părut că au trecut zile întregi. Doar ieșirea din apartamentul de cercetare medicală până la lift părea să dureze o oră. Am ieșit sprinten din birou, dorindu-mi ca picioarele mele să mă împingă mai repede, dar legile biomecanice m-au ținut prizonier. Indiferent de cât de accelerat era creierul meu, nu puteam face nimic pentru a-mi face picioarele să lucreze mai repede. Deconectarea uriașă dintre corpul meu și mintea mea făcea extrem de dificil să apreciez cum și când să încetinesc, să mă întorc sau să-mi rotesc corpul. Practic, mă transformasem într-un uriaș spasm cu încetinitorul. Mi-am judecat greșit viteza și m-am izbit de peretele de lângă butonul liftului cu o viteză destul de mare. Chiar dacă puteam vedea peretele venind spre mine, nu am putut să-mi scot degetul întins pentru a lovi butonul liftului suficient de repede și l-am blocat de perete. Mișto, durerea a fost intensă. Dacă creierul meu ar fi funcționat la o viteză normală, probabil că m-ar fi durut vreo 30 de secunde, dar în starea mea accelerată, durerea intensă părea să dureze o jumătate de oră, 45 de minute. Călătoria cu liftul a fost oribilă. Mi s-a părut că am petrecut 4 sau 5 ore doar coborând 7 etaje de scări, fără să pot privi nimic altceva decât interiorul cabinei liftului. Am alergat până la stația de metrou. Trebuie să recunosc, partea asta a fost aproape amuzantă. Chiar dacă corpul meu se mișca la ceea ce mi s-a părut a fi o viteză super lentă, puteam totuși să aleg cu grijă cum și unde mi-așez picioarele, să-mi leg în brațele și să-mi răsucesc trunchiul. A fost nevoie doar de un bloc sau două pentru a mă obișnui cu faptul că aveam un creier care alerga de 2 duzini de ori mai repede decât corpul meu. Apoi, practic am sprintat restul drumului, răsucindu-mă printre oamenii de pe trotuar și ferindu-mă de mașinile mișcare cu câțiva centimetri. Am petrecut o oră, în intervalul meu orar, coborând din metrou și alergând spre peron. O plictiseală nesfârșită așteptând cele 6 minute până la sosirea trenului de pe linia roșie. Deși era mai mult de urmărit de pe peronul metroului decât în interiorul liftului, tot a fost intens și plictisitor. Acum că mă gândesc, ar fi trebuit să fur acel exemplar din Moby Dick. Trenul liniei roșii a intrat în stație cu încetinitorul. Scârțâitul în mod normal ascuțit al frânelor sale a fost schimbat în frecvență de către mintea mea, de mare viteză, cu un ton lung și grav, ca un solo monoton de tubă. Nu era doar scârțâitul trenului de metrou care era cu 3 octave mai jos decât în mod normal. Toate sunetele erau încetinite până aproape de inaudibilitate. Vocile dispăruseră, se deplasaseră sub frecvența de prag a auzului meu. Cu toate acestea, am reușit să aud un bebeluș sipând în vagonul meu de metrou. Sipetele erau încetinite până la a suna ca niște cântece de balenă. Sunetele ascuțite, precum claxoanele mașinilor și a camioanelor care săreau peste gropi, erau scomotoase și joase, încețoșate, ca un tunet îndepărtat. Înapoi la birourile de cercetare, încă puteam să auzi și să comunic cu personalul de cercetare, dar acum comunicarea verbală cu oricine ar fi fost imposibilă. Efectele medicamentului încă se intensificau. Am petrecut ceea ce mi s-a părut a fi zile întregi în nenorocitul de tren de pe linia roșie. Zile.
ascultând cântecul de balen al copilului care țipa și soloul de tub al frânelor, în timp ce vocile obișnuite erau deplasate în frecvență, în afara camei mele audio. Mirosurile nu păreau să fie afectate, nu am devenit niciodată orb corporal, la duhoarea frânelor de tren și la amestecul de peturi și alte mirosuri care pluteau prin vagonul de metrou. În cele din urmă m-am întors în apartamentul meu, să trec în viteză prin ușa mea deschisă și să intru în holul din față a fost ca o alunecare lentă și relaxantă pe un râu leneș. Eram ușurat că mă aflam acasă, cel puțin aveam lucruri pe care le puteam face acolo. Am luat cartea pe care o citeam, 100 de ani de singurătate, și am terminat-o. În ciuda faptului că am întors paginile atât de repede încât am rupt multe dintre ele, mi s-a părut că cea mai mare parte a timpului petrecut pentru a termina cartea a fost petrecut întorcând paginile și nu citind efectiv. Trecuseră 3 minute de când ajunsesem acasă, am încercat să navighez pe internet. Doamne, în zilele noastre calculatoarele au nevoie de foarte mult timp pentru a porni, dar era prea lent și frustrant, ore aparent, pentru a încărca fiecare pagină nouă și o fracțiune de secunde pentru a o citi. 100 de articole în newsfeed-ul meu de la știri și doar 3 minute mai mult făcute. M-am scufundat în teancul de cărți pe care încă nu le-am citit și am mai terminat 2, mai trecuseră încă 4 minute. M-am hotărât să încerc să adorm pentru a elimina efectele rămase ale medicamentului. Din nefericire, orice parte a minții mele responsabilă de percepție, partea care a fost accelerată la hiperviteză de către medicament, nu este aceeași cu partea care guvernează somnul. În ciuda faptului că am fost treaz pentru ceea ce am perceput ca fiind zile întregi, creierul meu fizic încă mai credea că este ora 13:25. Nu era pregătit pentru somn. Cu toate acestea, am încercat să adorm. M-am îndreptat spre dormitorul meu, o derivă lentă de 45 de minute prin apartament, și m-am aruncat în pat, căzând leneș ca o pană pe saltea. Am închis ochii și am zăcut acolo ore și ore, 10 minute din timpul realității, înainte de a renunța. Somnul nu mai venea. Mă confruntam cu ceea ce avea să mi se pară că vor fi zile, sau poate chiar săptămâni în care voi fi prins într-o închisoare cu încetinitorul, așa că am luat un Ambien. Senzația pastilei și a stropului de apă cu care am înghițit-o alunecându-mi gâtul a fost dezgustătoare, o umflătură care îmi bloca respirația, mișcându-se ca un melc pe esofag. Am citit o carte, trecuseră 10 minute, am citit-o alta, 18 minute de când luasem Ambienul. Am aruncat cartea în cealaltă parte a camerei, dezgustat de situația mea. Cartea a făcut o piruetă lentă și s-a învârtit prin aer, ca o frunză în vânt. A lovit peretele cu un zgomot lung și slab, singurul sunet pe care l-auzisem, timp de ceea ce mi s-a părut că au trecut ore întregi, apoi a plutit în derivă pe podea, ca o șlapină care se scufunda într-o piscină. Forța gravitației nu se schimbase de când luasem pastila, legile fizicii erau aceleași. Era doar percepția mea asupra timpului care devenise ciudată. Asta însemna că puteam folosi viteza cu care păreau să cadă lucrurile ca o modalitate de a judeca efectele medicamentului. Bazându-mă pe cât timp i-a luat cărții să cadă pe podea, am estimat că efectele drogului încă se intensificau. Am citit o revistă, am deschis televizorul, am văzut clar fiecare cadru video ca și cum aș fi urmărit un slideshow. Frustrat, am oprit televizorul, am mai citit puțin. Primele două cărți din A History of the English Speaking People, o istorie a popoarelor vorbitoare de limba engleză a lui Churchill. Nu este chiar o lectură ușoară, sincer, am urât-o, dar având în vedere orele de plictiseară pe care le-ar fi luat să mă duc să iau altă carte de pe raftul meu, era mai bine să stau pe canapea și să citesc. Trecuseră acum 35 de minute de când luasem Ambienul. M-am întins pe canapea și am închis ochii. Timpul a trecut, am inhalat. Un proces care dura ore întregi. Timpul a trecut, am expirat timp de mai multe ore. Aveam nevoie de un nou plan. Am decis să mă întorc la birourile unde mi-au dat medicamentul. Poate că aveau ceva care să-i contracareze efectele, sau cel puțin ceva care să mă adoarmă până trece efectul. Am ieșit din apartamentul meu cât mai repede posibil, luându-mi ore întregi în intervalul meu de timp pentru a face asta. Nici măcar nu m-am deranjat să încui ușa. Ar fi durat prea mult. Am coborât pe scări. E mai rapid decât liftul dacă alergi. Am trecut prin hol, am ieșit pe ușa din față și am ajuns pe stradă. Aceste câteva lucruri mi s-au părut ca o zi lungă la birou. Sprintând pe stradă, dansând și țopăind printre pietoni, cu ceea ce trebuie să le fi părut o dexteritate supraomenească, coborârea primului rând de scări la metrou,
traversând palierul în coră, apoi la al doilea rând de scări. Atunci m-a lovit ambienul. Ambienul nu m-a făcut să dorm, nu m-a adormit deloc. În schimb, trebuie să fi avut o reacție încrucișată severă cu medicamentul experimental pe care l-am luat în această dimineață. Coboram cu pași repede al doilea etaj de scări, mișcându-mă cu încetinitorul, dar făcând totuși un progres perceptabil. Apoi, bum, totul s-a oprit. Zgomotul surd al străzii și al metroului a încetat, fiind înlocuit de cea mai perfectă tăcere pe care am experimentat-o vreodată. Mișcarea mea de coborâre părea să înghețe complet. Înainte ca ambienul să-și facă efectul, percepția mea a timpului era poate de câteva sute de ori mai lentă decât în timp real. După ce ambienul și-a făcut efectul, timpul s-a mișcat de mii de ori mai încet. Fiecare secundă mi se părea că sunt zile întregi. Chiar și simpla mișcare a ochilor pentru a mă concentra asupra unui punct era ca o derulare imposibil de lentă pe câmpul meu vizual. Pe parcursul după amiezii, am învățat cum să merg, să alerg și să sar când mintea mea alerga de sute de ori mai repede decât corpul meu, dar cu încă 4 sau 5 ordine de mărime de încetinire cauzate de ambient, controlul corpului era aproape imposibil. Am căzut pe scări, chiar dacă eram aproape înghețat în mijlocul pasului. Controlul mușchilor era imposibil. Mi-a mișcat piciorul înainte ore întregi, apoi înapoi alte ore întregi. Mi se părea că voi rata următoarea treaptă. Ore întregi încercând să-mi ajustez unghiul cleznei, apoi reajustându-l din nou când simțeam că nu e bine. În ciuda acestor eforturi, mi-am rostogolit glezna la următoarea treaptă. Durerea nu a fost deloc atenuată de lentoare. Ore întregi de tensiune din ce în ce mai mare asupra gleznei mele îndoite. Semnalele nervoase care trimit durerea în creier trebuie să funcționeze diferit față de nervii din urechea mea. Energia sonică a fost răspândită în timp, diluată până când a devenit imperceptibilă. Durerea a pătruns în creierul meu nediluată de schimbarea percepției mele. Orele și orele de creștere a greutății pe glezna mea transformată s-au transformat în ore de durere din ce în ce mai mare, peste durere din ce în ce mai mare. M-am zvârlit în față, mintea mea de mare viteză fiind complet incapabilă să-mi controleze corpul de mică viteză. Am plutit în derivă în jos zile întregi, reușit să-mi rotesc trunchiul suficient de mult pentru a nu-mi lovi primul capul de pământ. În cele din urmă, am aterizat pe umărul drept. La început, impactul nici măcar nu a fost perceptibil. Apoi, am simțit o ușoară tensiune pe umărul meu în momentul în care acesta a intrat în contact cu solul. Presiunea a crescut, aducând dureri din ce în ce mai mari, timp de ore întregi. În cele din urmă, umărul meu a cedat, ieșind din orbită cu o zmucitură nesăvârșită și bolnăvicioasă. M-am oprit câteva zile mai târziu, prăbușit pe jos, uitându-mă la tavan. Durerea din umărul meu țipa încă cu intensitatea unei răni proaspete și violente. Am avut destul timp să mă gândesc în timpul acelei căderi, dar fiecare secundă mi se părea ca niște zile. Atunci fiecare minut din lumea reală era ca niște ani. Chiar dacă drogul ar fi dispărut din organismul meu în următoarele 2 sau 3 ore, acest coșmar ar fi putut să dureze secole. În momentul în care am ajuns la pământ, aveam un plan. Aș fi ajuns cumva pe peron și m-aș fi aruncat în fața unui tren. M-am răsucit pe mâini și genunchi. Mi-am judecat greșit rotația și m-am rostogolit pe spate. Am încercat din nou, prăbușindu-mă pe față în timp ce încercam să-mi dau seama cum să controlez un corp care se mișca mai încet decât creștea iarba. Săptămânile de efort au fost în cele din urmă răsplătite cu succes. M-am stabilizat pe mâini și genunchi. Dacă doar să te pui în 4 labe era atât de dificil, m-am gândit că mersul pe jos sau alergaturi erau complet excluse, așa că m-am târât. M-am târât prin tunelul de metrou. Privirile tâmpite de pe fețele mulțimii au rămas asupra mea săptămâni întregi. M-am târât pe sub turnichet și m-am urcat pe scara rulantă. Scara rulantă împrăștia mulțimea de la ora de vârf pe peron, cu aceeași viteză cu care o înghețar împrăștie gheața în mare. Am privit peronul aglomerat în timpul interminabilei mele coborâri. Semnul de stare a trenului spunea că următorul tren nu va sosi decât peste 20 de minute. 20 de minute era ca un an pentru mine. Ar fi trebuit să petrec un an pe peronul metroului, așteptând să mor. M-am târât pe scara rulantă, îndurând zile întregi de expresii stupide pe fețele navetiștilor. M-am târât câțiva metri până la o bancă de beton și m-am ghemuit lângă ea, încercând să găsesc o poziție care să-mi diminueze durerea din umăr. Apoi, problema mea cu timpul s-a înrăutățit, imposibil de rău.
Încetinirea masivă pe scări era doar începutul interacțiunii dintre medicamentul experimental și Ambien. M-a lovit pe deplin în timp ce eram ghemuit lângă bancă. Am clipit. A urmat ani de întuneric. Sunetul dispăruse deja și, odată cu clipitul meu și vederea a dispărut, tot ceea ce exista era durerea provocată de căderea mea. Mintea mea hiperaccelerată nu a pierdut timpul să compenseze lipsa de input senzorial. Vocile mi-au vorbit. Mi-au cântat în limbi care nu au existat niciodată. Modele, chipuri și culori au apărut și au dispărut în ochii minții mele. Mi-am amintit întreaga mea viață și mi-am imaginat că trăiesc alta. Am uitat în ce limbă vorbesc. M-am instalat într-o disperare profundă. Am vorbit cu Dumnezeu. Am devenit Dumnezeu. Mi-am imaginat un nou univers și l-am adus la viață cu gândurile mele. Apoi am făcut totul din nou și din nou. Ochii mei s-au deschis cu o lentoare geologică. O strălucire slabă, săptămâni, o fantă de lumină, iarăși săptămâni, o priveliște îngustă a peronului din metrou, gleznele navetiștilor de lângă mine și o reclamă pe peretele opus. Mi-am scos telefonul din buzunar. Ce pace a durat parcă zeci de ani. Cum aș putea să explic plictiseala? Durerea din număr nu e nimic în comparație cu plictiseala. Fiecare gând pe care îl pot gândi, l-am gândit deja de sute de ori. Priveliștea gleznelor și a reclamelor nu se schimbă niciodată. Niciodată. Plictiseala este atât de intensă, încât este tangibilă, ca un obiect solid de metal și o piatră înfiptă în craniul meu. Care sunt opțiunile mele? Dacă mă târăși și cad pe șine fără ca un tren să mă strivească, nu voi muri. Voi simți și mai multă durere din cauza căderii de 1,5 metri, dar cel mai probabil voi fi salvat de vreun binefăcător de pe peron. Și nu voi putea acționa nici atunci când trenul va sosi în cele din urmă. Suferința mea în acest scenariu va fi nesfârșită, așa că aștept trenul ca să mă pot arunca sub el. Când în sfârșit mă va lovi, voi experimenta durerea de a fi sfârșiat în bucăți timp de secole, până când, în cele din urmă, lumina vieții îmi va părăsi creierul, iar experiența mea se va sfârși. Am trăit sute de vieți la picioarele acestei bănci. Sunt mult mai bătrân în spirit, decât orice om care a trăit vreodată. Cea mai mare parte a experienței mele de viață a fost un instantaneu de durere înghesuită pe podea unui peron din metrou, cu o priveliște neschimbată de glezne și postere. Această postare este planul meu B. Mi-am petrecut vieți întregi apăsând și postând acest mesaj, în speranța că cineva îl va citi și se va convinge că suferința mea trebuie să ia sfârșit. Cineva de pe această platformă, chiar acum, cineva care îl va găsi pe omul încolocit sub bancă, omul care s-a târât pe scara rulantă și îl va ucide cât mai repede posibil. Un glonț se întâmplă, atât cer, dacă ești înarmat și ești la metroul din Glenmont, te rog din suflet să mă împuști.